Sunteți gata? Alături de noi este și antrenorul echipei noastre, domnul Iordan Eftimie. Ne-a dat câteva concluzii despre meci și întrebări. Ce pot să spun? Știam că ne așteptam un joc dificil, cu o echipă bună. Nu degeaba asta acolo în primele locuri. Noi ne-am dorit destul de mult să câștigăm jocul de astăzi și eu știu, și pe această cale am felicitat în cabină, deci chiar n-am ce să le reproșez la jucători. De ce să nu recunosc? N-am avut nici șansă, că știți cum e, când nu ai nici șansă. Am avut câteva situații de a marca și o bară. Asta este, până la urmă, cum v-am mai spus, eu știu, punctele astea se contabilizează la final. Îmi pare rău că n-am câștigat și sunt destul de afectat, pentru că eu zic că am făcut un joc destul de bun, cel puțin repriza a doua, poate una dintre cele mai bune reprize de când sunt la echipă și ei au recunoscut lucrul ăsta. În continuare ne așteaptă un program destul de greu, cu încă vreo 3 jocuri destul de dificile, la Mioveni, meciul de cupă miercuri, după aceea cu Hermașa de acasă, vă dați seama, jocuri destul de greu, interval de timp destul de scurt. Eu sper că la viitoarele jocuri, poate ești și cu puțină șansă, să încercăm să acumulăm mai multe puncte. Pentru că, vedeți și noastră, eu știu, ultimele 4 etape n-am pierdut, dar nici puncte n-am acumulat. Asta este, am luat 6 puncte din 3 jocuri, din 4 jocuri, pardon. Deci, asta e, vă spun, n-am ce să le reproșez, din contră, am și felicitat pentru că au vrut și au dorit, poate ați văzut și noastră, eu știu, au avut determinare la jocul de astăzi. Ce s-a întâmplat după pauză? Ce le-a spus la cabinet? Că putem să întoarcem rezultatul. Nu știu, am început destul de moale, dar le-am spus de la început că trebuie să încercăm să jucăm cel puțin la jocurile de acasă. Să fim puțin mai agresivi, unul contra unul acolo, aici se face diferența. În duelurile unul contra unul cu adversarul. Orică au înțeles a doua repriză și eu zic că am pus o presiune pe ei, am și egalat și am avut și alte situații de a marca. Păcat că l-am marcat, asta este. Dar ce ar trebui echipei ca să joace cum a jucat repriza a doua? Că este o repriză care a împăcat și echipa cu tribuna. A fost cea mai bună repriză. Totul pleacă de la atitudine și determinare, pleacă, vă spun sincer. Asta e, de aici pleacă tot. Ce credeți dumneavoastră? Eu la fiecare etapă le spun, vă spun că la ce lucru le spun la fiecare joc. Credeți că le-a spus ceva deosebit la pauză? Din contră, că să aibă încredere ei, pentru că au valoare, să-și pună valoarea asta, eu știu, în slujba echipei și, eu știu, în joc. Și pentru că au valoare, v-am spus că ei au valoare, dar nu știu ce se întâmplă, parcă nu au încredere aia nici că pot să realizeze mai mult. S-a întâmplat ceva cu Grecul, l-a schimbat, deși el a fost... Da, nu mai putea, deși el a cerut schimbare. A fost și Evriș puțin lovit la gleznă și a zis că nu mai poate și de aceea a făcut schimbare. Cum vedeți meciul cu Iașa din cupă? V-am mai spus, normal că pleacă favoriții, o echipă de Liga 1, ei sunt favoriți, dar știți cum e, în Cupa României au văzut multe echipe de Liga 1 care au fost învinse de echipe de Liga 2. Noi ne jucăm șansele pe care le avem, eu am încredere că vom face un joc bun. În meciul de cupă, pentru că și aici, în jocurile astea trebuie să, asta am și vorbit cu ei, vă spun. Ne așteaptă programul ăsta infernal de vaste ce 3 jocuri care urmează și aici îți vezi valoarea ca și jucător, nu? Cu echipe bune din prima parte a campionatului, cu echipe de Liga 1, când joci cu Cupa României. După 3 egaluri și urmează un meci dificil cu Mioveni, da. Credeți că vă pot face cadou o victorie? Eu sper și am încredere că putem să câștigăm la Mioveni. Vom vedea. Ok, dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim. La revedere, o zi bună. Deci etapa asta a fost...